Păi, uite, o componentă aceea de PR a mulțimilor s-a păstrat cumva. Ceea ce am observat și eu și colegii mei de breaslă este că dacă sunt evenimente big, nu se stă foarte mult, știi? Vii, stai la panou, socializezi un pic, vorbești un pic cu gazda evenimentului și ai plecat. Dacă sunt cine sau branciuri cu mai puține persoane, deja e altceva, e mult mai bine. Eu prefer astfel de evenimente și când sunt eu invitată la astfel de evenimente, îmi face mai mare plăcere, pentru că sunt acolo cu oamenii ăia, sunt conectată, ok, luăm telefonul, facem niște stories, facem niște poze pe care să le urcăm ulterior în feed ca să mulțumim cumva celui care ne-a invitat, brandului, gazdei și așa mai departe. Dar măcar am conexiunea aceea cu oamenii, rămân cu ceva de la acel eveniment. Și practic, cred că asta a început, această modă, între ghilimele, a întoarcerii la conversație Da. de prin 2009 și ea încă stă în picioare și o prefer, întotdeauna o voi prefera. Sau pun evenimente când pot, cu un range mai mare de ore. Vin între 4 și 10 seara și atunci vin pe rând, pe rând, pe rând și au timp să stea un pic de vorbă, să nu se înghesuie. Cred că partea asta cu mulțimile, too much people, e too much. Da, pentru că uite și eu când merg la astfel de evenimente, chiar dacă de mic copil, să zic, am fost introdusă în lumea asta datorită părinților mei cu misiuni diplomatice și am învățat de mică și eticheta, bune maniere, protocolul, cum trebuie să vorbești Da. cu fiecare în parte, să nu neglijezi anumite Exact. persoane, să nu le pui întrebări incomode vis-a-vis de aspect, de religie, de nație și așa mai departe. Adică sunt anumite lucruri to do și to Da. not do.